Păi cum va fi 4-5 zile fără e-mail sau calculator? Că parcă nu țin minte ultima oară când au trecut atâtea zile fără. Sunt Cristi Lupșa, sunt editorul de câte o revistă, iar Grolsch Experience Hotel a fost pentru mine una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am petrecut alături de un grup de oameni pe care nu-l cunoșteam înainte să ajung acolo. Eu remarcam la Cristi consecvența cu care a participat la toate exercițiile, chiar și la cele la care nu avea o arie de expertiză la sau o chemare, ca să ne gândim numai la exercițiile de fitness. De fitness, da, exact. Au fost multe experiențe acolo care au fost interesante și care acum, odată ce s-a sedimentat proiectul, încep să-și găsească locul sau să revină la suprafață. Dar rămâne pentru mine cea mai importantă experiență, mini-workshop-ul de scris pe care l-am făcut acolo cu Vera Ion, unde ne-a pus să scriem un proiect pe care vrem să-l executăm în viitor apropiat și apoi să scriem toate piedicile pe care ni le punem singuri. Și ăla a fost un moment în care foarte brusc și foarte sincer, 6-7 oameni au venit unul după altul și au zis: eu țin foarte mult la proiectul ăsta, sper să se întâmple în următoarele câteva luni și uite piedicile pe care mi le pun singur în realizarea lui. Eu cel puțin aveam mereu senzația, aveam să spun, da, și eu cred același lucru, și eu am problema asta. Pentru mine a fost relevant faptul că a fost atât foarte disciplinat în tot ceea ce a făcut, cât și a documentat tot ceea ce s-a întâmplat acolo. A fost cu minte și alături de carnețel și de creion tot timpul. Un soi de dialog scris în agenda și un dialog mult mai sincer și plăcut atât de alte ocazii. Grolsch Experience Hotel m-a făcut să mă gândesc și că de multe ori lucrurile interesante de fapt nu se află în gândurile mele sau în ce-mi doresc eu să fac, ci în capul altora sau în proiectele altora. Cred că ruptura a fost suficient de brutală și de puternică încât să țin foarte tare de lecția asta și sper să n-o uit ca pe altele după 2-3 luni. Adică sper să țin minte că e mult mai important să stai printre oameni decât în propriul cap. Documentarul integral pe experimentalist.ro